Dragi copii, bine ați venit în lumea minunată a basmului! Bine te-am găsit! Legenda Margaretei și a mușețelului. Legenda spune că Margareta era o prințesă deosebit de frumoasă, care fusese promisă la naștere împăratului florilor. La vârsta de 16 ani, Margareta se îndrăgostește de un prinț nespus de frumos și de viteaz. Cei doi se iubesc și plănuiesc să fugă împreună pentru a se putea căsători și pentru a scăpa de promisiunea făcută împăratului florilor. Împăratul florilor află și îl provoacă pe prinț la duel. Cei doi se bat în săbii și paloșe 3 zile și 3 nopți, dar în final prințul pierde și este trimis în altă împărăție. Speriată și îndurerată, Margareta fuge în munți, iar împăratul florilor pleacă pe urmele ei. Dându-se seama că nu are scăpare, Margareta se roagă plângând să poată fugi departe, numai să nu fie cu împăratul florilor. Ruga este ascultată și Margareta scapă, însă împăratul florilor află. Îndurerat, dându-și seama de greșeala făcută, acesta o transformă pe Margareta într-o floare albă pentru ca aceasta să poată trăi veșnic și iubită de toți oamenii. Dar, odată, la marginea unei păduri, trăia o beată femeie văduvă, bărbatului murise în pădure. Se dusese să taie un stejar gros, dar trunchiul copacului a căzut peste el, peste căruță și peste cai. Biata femeie a rămas săracă lipită pământului și cu un copil de crescut. Muncea de dimineață până seara cu ziua pe la oameni din sat și abia își ducea traiul de pe o zi pe alta. Singura ei rază de soare era mușat băiatul ei, un copil harnic cu minte și bun de pus la rană și alta nu. Când mama lui se întorcea de la muncă, el îi încălzea mâncarea, îi punea masa, iar apoi cu mâinile lui mici încerca să ia durerea din oase, oblojind-o cu frunze și flori de plante culese din pădure, doar de el știute. Nu se știe dacă puterea plantelor sau dragostea de fiu îi lua durerea bietei femei, drept este că a doua zi se trezea proaspătă și înviorată. Dar într-o zi femeia se îmbolnăvi rău de tot. Băiatul se învârtea pe lângă ea și încerca să-i facă toate poftele, doar să o ridica din pat. Dar nici supa gustoasă și nici ierburile culese din locuri ascunse nu au avut putere. Văzând asta, băiatul plecă într-o dimineață la pădure cu gând că poate va găsi o plantă miraculoasă care să o salveze pe mama lui. Și a mers el așa, a mers până s-a rătăcit, dragii mei. Se uita în dreapta, se uita în stânga, dar nu a mai recunoscut locurile acelea. Cu toate acestea, nu s-a descurajat. A mers mai departe cu speranță în suflet și iată că deodată a ajuns într-un loc cum nici nu și închipuise vreodată. O poiană plină de flori, care mai de care mai frumoase și mai mirositoare. Iar în mijlocul poienii se afla o floare mai frumoasă și mai mirositoare decât toate celelalte. Băiatul se îndreptă spre acea floare și vreau să o rupă. Atunci floarea grăi cu glas omenesc. Nu mă rupe, pământeanule! Eu sunt zâna florilor! Ce te aduce pe tărâmul meu? Bie, băiatul rămase uimit, dar răspunse. Ce să mă aducă necazurile? Măicuța e tare bolnavă și am plecat să-i caut un leac. Zâna stătu puțin pe gânduri, apoi îi răspunse. Ai nimerit bine, te pot ajuta, numai că va trebui să-mi dai un lucru tare prețios. Orice, răspunse băiatul. Nu te grăbi să-mi răspunzi, stai și ascultă. Singura cale e să te prefac într-o floare cu puteri miraculoase. Vei crește în grădinile oamenilor, le vei alina suferința, dar nu vei mai putea vorbi cu mama ta decât prin glasul vântului. Așa să fie, zise băiatul, fără să stea prea mult pe gânduri. Zâna, dragii mei, făcu niște semne magice, doar de ea știute, iar băiatul s-a transformat în floarea numită mușețel. Așa că, dragii mei, floarea de mușețel o întâlnim și astăzi pe întreg pământul. La revedere, copii! La revedere și o vacanță plăcută!